Există posibilitatea că la începutul anului viitor, în ianuarie, după ce se trec toate procedurile interne ale FMI, să avem un program cu fondul. Declarația a fost făcută de speakerul Adrian Candu după întâlnirea cu membrii delegației Fondului Monetar Internațional. Candu a mai spus că misiunea care se află acum în Moldova este una de negociere a programului, dar cu o abordare pe etape. Totodată acesta a precizat că până la sfârșitul anului curent, cu siguranță va mai veni încă o delegație. Detalii despre concluziile și recomandările FMI vor fi făcute publice pe 6 octombrie, atunci când se va încheia vizita misiunii actuale a fondului. La protestul de duminică, organizat în capitală de PSRM și Partidul Nostru, cei peste 50.000 de participanți au adoptat o rezoluție. Documentul prevede demiterea în lanț a conducerii Procuraturii Generale a SIS-ului, a CNA-ului, a CEC-ului, a CCA-ului. La fel, rezoluția conține și solicitarea de ridicare a imunității parlamentare și tragerea la răspundere penală a celor implicați în delapidările din sistemul financiar bancar, eliberarea deținuților politici arestați în timpul protestului pașnic de pe 6 septembrie, printre care și Grigore Petrenco, liderul Blocului Roșu, dar și modificarea Constituției la capitolul alegerea șefului statului. În același timp, cu doar câteva ore înainte de începerea mitingului de amploare anunțat de Igor Dodon și Renato Usatăi, orășelul Victoriei, dislocat în fața sediului Parlamentului, a fost verificat de polițiști veniți cu câini. Mai multe poze au fost publicate de internauți pe rețelele de socializare. Dacă demisia mea stă ca o barieră pentru dezvoltarea țării, eu sunt gata să-mi dau demisia cât de repede posibil, a menționat președintele Parlamentului Adrian Candu vis-a-vis de revendicările opoziției din cadrul protestelor de pe 27 septembrie. În același timp, Candu a spus vis-a-vis de fuziunea cu PCRM că nimic nu poate fi exclus. Potrivit vorbei, niciodată să nu spui niciodată. La fel a zis recent și comunistul Oleg Reitman, întrebat despre o fuziune eventuală între PCRM și PDM. Iar startul unor asemenea discuții a fost dat de însuși liderul comunist Vladimir Voronin la o emisiune TV. Mihai Ghimpo a declarat că partidul său e gata să iasă din AIE3 dacă nu se va da curs în octombrie condițiilor PL din acordul de constituire a alianței, transmite IPN. Vrem să fie elucidat furtul miliardului, vinovații să fie deferiți justiției. Vom insista pentru acțiuni radicale în combaterea corupției. Noi nu am venit la guvernare de dragul unor ministere, dar pentru a face ordine. Dacă nu suntem ascultați, la începutul lunii noiembrie părăsim alianța, a mai spus Ghimpo. Solicitat de RTR Moldova, democratul Sergiu Sârbu a declarat că este sigur că în cadrul Consiliului Alianței vor fi găsite soluții, iar liberal-democrații nu au răspuns pentru comentarii. Delegația Republicii Moldova, condusă de premierul Valeriu Streleț, participă la sesiunea 70-a Adunării Generale a ONU din New York. Streleț va avea întrevederi cu secretarul general ONU Ban Ki-moon, dar va participa la invitația lui Barack Obama și la summitul liderilor privind combaterea statului islamic și extremismului violent. Totodată, el va mai discuta și cu femeii. În prezent nu există încă niciun candidat pentru funcția de guvernator al BNM, toate informațiile apărute prin presă în acest sens fiind pură speculație. Deja am început discuțiile cu liderii fracțiunilor parlamentare și după ce voi afla și viziunea lor, voi veni la sfârșitul săptămânii curente cu anumite propuneri. Despre aceasta a declarat președintele legislativului Adrian Candu. Acesta mai a adăugat că pe lângă guvernator mai trebuie identificați candidați și pentru funcțiile de viceguvernator, dar și pentru 4 membri ai Consiliului de Supraveghere al BNM. Presa a vehiculat că la șefia BNM ar putea fi numită Maia Sandu, Leonid Talmaci sau Veaceslav Negruța. Pe 30 septembrie va fi lansată cursa feroviară Chișinău-Iași, care va circula zilnic. Prețurile biletelor pentru noua rută feroviară sunt de 230 de lei la clasa 1, de 185 de lei la clasa 2 și de 165 de lei la clasa 3. Totodată, elevii și studenții vor beneficia de reduceri de 20-25%. Președintele rus Vladimir Putin urmează să susțină un discurs astăzi la adunarea generală a ONU la New York. Liderul de la Kremlin se va întâlni și cu președintele american Barack Obama pe fundul creșterii puterii militare a Rusiei în Siria și amplificării activității diplomatice a Moscovei în legătură cu acest dosar. În cursa prezidențială din Belarus pentru alegerile de pe 11 octombrie s-au înscris 4 candidați, printre care și Alexandru Lukashenko. În același timp, aproximativ 300 de simpatizanți ai opoziției au protestat recent la Minsk, cerând boicotarea scrutinului prezidențial. Presa scrie că Lukashenko, descris de jurnaliști și experți ca fiind ultimul dictator din Europa, probabil va obține un nou mandat de președinte.
primul pod suspendat de sticlă din China, aflat la 180 de metri deasupra solului și având o lungime de 300 de metri, a fost deschis pentru public. După reacțiile primilor vizitatori, traversarea podului din sticlă ar fi o adevărată provocare, cu atât mai mult cu cât se pare că structura se clatină ușor la deplasarea turiștilor.